Salutare și bine te-am găsit la un nou episod aici pe canal. Înainte să începem, apasă pe like, pe subscribe, pe share, pe comment, pe tot ce vrei tu. Hai să facem abonații aia să fie cât mai mulți. Astăzi filmăm dintr-o bucată, n-am chef să editez, n-am chef să fac nimic, am chef direct să vă arăt ce-am prins în 88 Plus Prime Mid ori Icon World Cup Icon SBC. Am băgat acolo și Drogba, am băgat acolo și Haaland, am băgat acolo și o grămadă de carduri speciale pe care le aveam în club și am vrut să vedem împreună ce mare minunăție. Astfel, bagă și tu în comentariu ce ai prins, win or lose, ți-ai dat mare gherlă cu acest SBC sau nu ți-ai dat mare gherlă? Pentru că la mine a fost mare gherlă din momentul în care am văzut Spania și în momentul în care am văzut și Casillas, am zis, vai Doamne, o nu, bine măcar că nu a fost Torres care era duplicate, însă eu cu 2-3 zile înainte făcusem deja Peter Cehu, cu care am jucat și la Weekend League, am făcut rank 6, absolut demențial, absolut demențial acest SBC. Bun, asta a fost tot, repede, pe repede, înainte, un minut jumate, bam, bam, v-am arătat, scrieți în comentarii voi ce ați prins în acest SBC, dacă l-ați făcut, și ne vedem vineri la pack opening de Team of the Week, full Team of the Week. Sper să fie Haaland al 12-lea. V-am pupat, seară faină!